Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre vreme. Să aflăm acum care au fost extremele pe glob. Cea mai ridicată temperatură, 45,4 grade Celsius, s-a înregistrat la Mandora, în Australia, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 51 de grade la Concordia, în Antarctica. Dar iată ce aflați în ediția de astăzi. Coralii sunt spectaculoși și exercită o fascinație aparte, însă au și ei de suferit de pe urma încălzirii climatice. Aceștia au dezvoltat un mecanism de apărare spectaculos, care este acela aflați imediat. 14 noiembrie este Ziua Mondială a Diabetului. În întreaga lume se desfășoară activități de conștientizare a acestei afecțiuni grave, dar și inițiative în vederea prevenirii ei. Cine a descoperit insulina și cine și-a revendicat această descoperire, aflați puțin mai târziu în Minutul de Știință. Nu vor lipsi nici datele despre vreme, cele ce vă ajută să vă conturați planurile de weekend. În Europa, ploile fac prăpăd. În Anglia continuă vremea capricioasă, mai multe regiuni sunt inundate, iar autoritățile recomandă consultarea site-urilor de specialitate înainte de a pleca la drum. Sute de case din Fish Lake sunt în continuare sub ape. Aproximativ 300 de persoane și-au părăsit locuințele. Meteorologii anunță în continuare cantități importante de apă care pot produce noi inundații în toată Anglia, dar și în Țara Galilor. Veneția se confruntă cu o mare înaltă numită Aqua Alta, ce ar putea atinge 2 metri. Este cea mai gravă inundație cu care s-a confruntat orașul în ultimii 50 de ani. Specialiștii estimează că fenomenul ar putea dura întreaga săptămână dacă ploile ce afectează Italia vor continua să cadă. Grădinițele și școlile primare au fost închise. Celebra piață San Marco se află acum sub apa adâncă de un metru. Ploi torențiale au căzut în cea mai mare parte a Italiei. Matera, orașul declarat anul acesta capitala europeană a culturii, a fost inundat, străzile semănând mai degrabă cu niște cascade. 2 persoane și-au pierdut viața. Cod roșu de inundații și în Slovenia. Nivelul Mării Adriatice va crește brusc în următoarele zile. Părțile inferioare ale coastei vor fi inundate. Va crește considerabil și nivelul râurilor ce străbată regiunea slovenă a peninsulei Istria, provocând inundații pe cursul acestor ape. Tânăra activistă Greta Thunberg se întoarce din Statele Unite ale Americii, unde luni și-a lansat cartea Nimeni nu este prea mic ca să nu conteze. Ea este ajutată de o australiancă de origine română. Adolescenta suedeză vrea să participe la un summit despre climă ce va avea loc în Spania luna următoare. În acest scop a pornit de ieri spre Europa și este sprijinită de Ileana Cărăușu, născută în Australia din tată român. Românca este celebră pentru călătoriile împreună cu soțul ei, pe care cei doi le fac cu propriul velier pe oceanele lumii. De data aceasta, ei o aduc pe Greta Thunberg în Spania. Ne întoarcem în țara noastră, unde ziua de ieri s-a aflat sub cod roșu de vânt, atingând chiar și 178 de km pe oră pe vârful Omu. Astăzi vântul a continuat să bată, dar s-a mai domolit. Chiar și așa, cu vânt și cu mulți nori pe cer, iată că am avut parte de o dimineață deosebit de caldă pentru a doua decadă a lunii noiembrie. S-au înregistrat temperaturi minime de 15,9 grade în Mangalia, dar și în zona montană, iată, la Josenia am avut aproape 12 grade Celsius. Până duminică, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Acestea vor fi din ce în ce mai puține, însă în regiunile extracarpatice, dar și în zonele de presionare, va fi nebulozitate joasă sau ceață. Temperaturile vor crește ușor, astfel încât până la final de săptămână maximele vor tinde spre 22 de grade. Haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Vă spuneam că se anunță o dimineață caldă, 14 grade în Constanța, la amiază din nou temperaturi foarte ridicate, 19 grade în vestul țării, mai exact în Timișoara. Cu detalii revin peste câteva minute în principala rubrică Meteo. Odată cu luna noiembrie, în multe zone exotice de pe glob începe sezonul turistic de vârf. Există acum un interes crescut pentru vacanțe în astfel de zone, precum Thailanda, Sri Lanka, Zanzibar, Maldive sau Republica Dominicană. Unul dintre elementele naturale care dau un farmec aparte și aerul de exotism acestor zone este prezența coralilor. Dar nu putem să nu ne întrebăm, ei cum supraviețuiesc climei aflate mereu în schimbare? Urmăriți reportajul și veți fi uimiți!
Coralii sunt spectaculoși. Multora dintre noi ne place să ne scufundăm pentru a-i admira în mări și oceane. Ei sunt locuința peste 25% dintre viețuitoarele mediului acvatic. Coralii sunt translucizi. Culoarea și-o capătă de la algele ce îi colonizează. Ah, și încă ceva. Coralii sunt considerați a fi animale, nu plante. Surprinzător, știm. Dar ei au un corp, gură și tentacole, așa că specialiștii îi consideră a fi animale. Dincolo de toată poezia, însă, aceste viețuitoare, ca și celelalte de pe planetă, au mult de suferit de pe urma încălzirii globale. Valurile de căldură marină îi afectează considerabil. Multă vreme, oamenii de știință au crezut că în urma temperaturilor prea mari, coralii se usucă și mor. Totuși, de curând, doi cercetători de la Universitatea din Barcelona, care au urmărit continuu coralii din zona insulelor spaniole Columbretes, au descoperit cu uluire că mulți dintre ei doar își simulează moartea. Practic, când temperaturile în ape cresc prea mult, coralii își micșorează polipii și îi retrag în scheletul calcaros. Astfel, ei par distruși, dar acesta este doar un mecanism de apărare. Când condițiile mediului subacvatic se îmbunătățesc, mulți coralii au supraviețuit și încep să iasă din ascunzătoare, recolonizează scheletul calcaros și creează o nouă ramură. Cei doi cercetători spanioli sunt primii care au descoperit acest fenomen după ce au început monitorizarea 243 de colonii dintr-o specie de corali în anul 2002. În urma caniculei din 2003, aceștia au constatat că un sfert din coralii studiați au murit. Recent însă și-au dat seama că 38% dintre aceștia au revenit la viață. Este aproape imposibil să recunoști un coral recuperat față de unul care nu s-a retras niciodată. Atât de reușit este procesul acesta biologic. Deși veștile sunt îmbucurătoare, trebuie să facem niște calcule. Ritmul de creștere al coralilor este foarte lent, de numai 3 mm pe an. Fiecare val de căldură ucide 10-15% din coloniile de corali. Așadar, autoreglarea lor parțială nu este de ajuns pe termen lung. După cum concluzionează și unul dintre autorii studiului, coralii au nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să oprim încălzirea climei, astfel acest proces de renaștere a coralilor nu va fi suficient. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. Așadar, la noapte cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii relativ extinse în sudul și în centrul țării și doar local în rest. În zona Carpaților meridionali, în Oltenia și în Muntenia se vor strânge cantități importante de apă, 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica în regiunile sudice și din nou în zona montană. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade. Mâine vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, doar în prima parte a zilei va mai ploua slab în regiunile sudice, estice, în cele centrale, precum și în zona montană. După orele prânzului, cerul va deveni variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va depăși viteze moderate în Banat și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. În București, la noapte va ploua temporar, iar spre dimineață în termometre vor fi 11 grade. Mâine, în prima parte a zilei, cerul va fi destul de înorat. După amiază, iese timid soarele și se încălzește, 19 grade. Presiunea atmosferică deocamdată are o valoare scăzută, 752 mm coloană de mercur, și va crește. Poimine, vreme bună, dar cu ceață dimineața, la amiază, tot 19 grade. La munte, mâine, în prima parte a zilei, norii vor fi destul de numeroși și va ploua, dar slab în majoritatea masivelor montane. Vântul va continua să sufle cu putere, mai ales în munții Banatului și în zona Carpaților meridionali. Asta înseamnă că la rafală încă se mai pot atinge viteze de 70-75 de km pe oră. 6 grade vor fi, iată, în Ceahlău și 12 grade în Poiana, Brașov și în Predal. Cel mai cald va fi în Stâna de Vale, 14 grade. Poimine, vreme din ce în ce mai caldă, meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă dimineața, iată, în regiunile extracarpatice, dar și în zonele de presionare, va fi ceață sau nebulozitate joasă. Vântul va continua să prezinte intensificări în Banat și la munte. Vă spuneam la începutul emisiunii că astăzi este Ziua Mondială a Diabetului. Dincolo de acțiunile de prevenție și conștientizare a diabetului, ziua aceasta ne amintește și despre cel ce a descoperit tratamentul care ține bolnavii în viață, insulina. Era român, noi știm, dar la nivel internațional suntem cu toții de acord. Aflăm acum la Minutul de Știință. În ziua de 14 noiembrie are loc cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului.
În această zi se aduc la cunoștința publicului care sunt semnele timpurii de diabet, precum și riscurile care însoțesc această afecțiune. De la an la an crește incidența diabetului. Astfel, în anul 2040 se estimează că la nivel global se vor număra peste 640 de milioane de persoane ce vor suferi de această afecțiune, adică un procent de 10% din populația planetei. Ziua Mondială a Diabetului coincide cu ziua de naștere a lui Frederick Bantlick, medicul canadian despre care s-a spus că împreună cu fiziologul american Charles Best a descoperit insulina. Cei doi primesc chiar și premiul Nobel în 1923 în medicină pentru demonstrarea primului tratament eficace în diabet la om. Din păcate, cei doi au negat influența rezultatelor cercetărilor realizate de românul Nicolae Paulescu. Medicul și fiziologul român deja publicase cu 10 luni înainte demonstrația eficacității extrasului pancreatic în reducerea cantității zahărului sau aureei din sângele animalelor diabetice. Arta corporală pare să vină în ajutorul bolnavilor de diabet. S-a inventat tatuajul inteligent pentru diabetici. Acesta își schimbă culoarea în funcție de nivelul de glicemie din sânge. În loc de obișnuita cerneală, acest tatuaj are 4 biosenzori, în culori care se modifică conform nivelului de zahăr din organism. În prezent, persoanele care suferă de diabet sunt nevoite să se înțepe de mai multe ori pe zi în deget pentru a-și verifica glicemia. Deocamdată, tatuajul inteligent este în fază de cercetare, fiind testat doar în laborator pe piele de porc. A sosit momentul rubricii Meteo Dicționar. Și pentru că viața pe Pământ nu este posibilă fără soare, este important să știm că acest corp ceresc fierbinte are o activitate care ne influențează direct. Să vorbim așadar despre activitatea solară. Activitatea solară reprezintă totalitatea fenomenelor fizice care au loc la suprafața Soarelui. Ea se manifestă prin pete solare, facule, adică nori strălucitori și incandescenți de gaze, flocule, tot nori, dar alcătuiți din calciu sau hidrogen, protuberanțe și schimbări în starea coroanei solare. Când activitatea solară crește, fluxul de corpuscuri și radiația ultravioletă se măresc considerabil, factor ce prezintă o deosebită importanță pentru atmosfera Pământului. Și pentru că am ajuns din nou la vreme și temperaturi, să vedem ce se întâmplă mâine în Europa. Iată că în peninsula iberică vremea se menține în continuare capricioasă, meteorologii anunță ploi, vânt puternic în zona de coastă dinspre Oceanul Atlantic, vântul va sufla la rafală cu viteze de 95 de km pe oră și tot acolo sunt anunțate valuri de până la 15 metri. Și în Franța va ploua, sunt anunțate ploi locale, însă în zona munților Pirinei ploile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În arhipelagul britanic ploile vor continua, iar la amiază vor fi doar 9 grade în Londra. În peninsula italică, meteorologia anunță vreme capricioasă, ploi abundente însoțite de tunete, fulgere, intensificare ale vântului, se vor strânge cantități importante de apă, iar temperaturile vor fi în scădere, doar 8 grade în Milano. În țările sud-estice, vreme mai bună, dar în vestul peninsulei balcanice, vântul va continua să sufle cu putere, la rafală încă se pot depăși viteze de 50-60 de km pe oră. În Europa centrală, vreme destul de prietenoasă, soare, nori, ploi sporadice, însă în Elveția se menține codul roșu de ninsori abundente. În peninsula scandinavă vor continua precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în Finlanda, unde și vântul se va intensifica și la rafală va depăși viteze de 50 de km pe oră. 3 grade vor fi în Oslo și 4 grade în Helsinki. În țările de răsărit, soare și 4 grade în Moscova. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Înainte de imaginea zilei, vă spun că și mâine vă așteptăm la E vremea ta pentru a vorbi despre mediu. Rămâneți în continuare pe TVR2. Câștigă România vă provoacă cu noi întrebări despre cultură generală. Apoi urmăriți thrillerul Masca ucigașului. Concediată, Alison își închiriază apartamentul unui bărbat atrăgător, dar curând începe să se întrebe ce măști poartă acesta și ce se află dincolo de aparențe. Seara se încheie cu un nou episod din serialul Anatomia lui Grey. O seară minunată, pe mâine!